Și că așa e frumusețea. Bună ziua! La pescuit la biban cu muște artificiale, pe data de 25 septembrie. E cam frig afară și sunt cu gâșgănele aici până merg în altă parte, de pe locurile mai de lângă casă. Ia să vedem noi acum cum merge bibăneala. Acum spre iarnă, pe timpul muștele arată așa. Mai am una prinzătoare cu negru cu verde. Ele sunt tude că le-am dat la apă, nu? Acesta e echipamentul. Boțul de carbon cu vârful mai moale puțin. Și un plumb în capătul firului. E apa mai adâncă, are 3-4 metri, dar stau până la suprafață. Deja atacat. Opa, opa, opa. Mai e un model prinzător aici de muscă. O muscă negră, așa, maronie. Așa. Place lui foarte mult. Seamănă cu cotarii după aici. Cotarii după aici. A, uitați, vedeți ce repede le atacă? Tot aia a plăcut. Să mai încerc modelul ăsta. Bun, prinzător. Ia să vedem, se joacă gândac. Să se joace și ca un gândac așa. Se joacă. Nici el nu atacă. Ne-a ridicat prea deasupra. Ți-a luat găbițe 3-4 odată? După muștele mici. Nu mai vor să apară la televizor. Salut tineretul, ce face tineretul? Vezi că a sărit și a lău de 70 de centimetri aici. Da, mi-ai dat. Ce că mi-a dat el voi să fie. Nu vezi că nu merge nimic de când ați venit voi? Nu vor să apar la televizor ăștia. Nu avem voie. Nu avem voie să filmăm așa ceva. Nu mai vrea, bă, găbiță muște mari, bă. La amiază mănâncă mai mici ăsta. Gata, schimbă tehnologia. Mai tași, mă, din gură, mă, dacă vrei să ai mâncare gratuită.